Stimați cetățeni, stimați reprezentanții presei, astăzi Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la o sesizare formulată de un deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a solicitat verificarea constituționalității unei legi de modificare a legii insolvabilității. Criticile autorului sesizării au vizat în primul rând aspecte procedurale legate de adoptarea legii. Autorul a susținut că proiectul legii contestate a fost adoptat a doua zi, în două lecturi, după înregistrarea sa la Secretariatul Parlamentului. De asemenea, autorul a susținut că a fost încălcat dreptul deputaților de a prezenta propuneri la proiectul de lege pentru examinare în prima lectură, că a fost încălcat dreptul deputaților de a prezenta amendamente după adoptarea proiectului de lege în prima lectură, că în a doua lectură proiectul de lege nu a fost supus dezbaterilor. De asemenea, criticile sale s-au mai referit la unele modificări din legea insolvabilității, care au instituit o regulă potrivit căreia instanța de insolvabilitate era obligată să notifice debitorul despre depunerea cererii introductive până la soluționarea admiterii cererii introductive. Curtea a observat că soluția legislativă de informare prealabilă a debitorului privind depunerea de către creditor a unei cereri introductive până la admiterea primirea cererii introductive de către instanța de insolvabilitate și respectiv până la aplicarea măsurilor de asigurare corespunzătoare poate afecta interesele patrimoniale ale creditorului care a înaintat cerere introductivă. Curtea a analizat aceste critici prin raportare la prevederile constituționale care garantează dreptul de inițiativă legislativă al deputaților, dreptul de acces liber la justiție și dreptul de proprietate. Examinând sesizarea, Curtea a observat că proiectul de lege a fost înregistrat la Secretariatul Parlamentului pe 15 decembrie 2020. Pe 16 decembrie 2020, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, proiectul a fost votat în două lecturi. De la înregistrarea proiectului la Secretariatul Parlamentului până la votarea sa în două lecturi a trecut aproximativ o zi. Iar de la prezentarea în ședință plenară a raportului Comisiei Juridice Numiri și Imunități cu privire la legea contestată până la votarea ei în două lecturi a trecut aproximativ un minut. Curtea a reținut că în cazul examinat, termenul oferit de Parlament pentru formularea propunerilor și a amendamentelor la proiectul legii contestate a fost insuficient. Având în vedere faptul că în această cauză Parlamentul nu a oferit un termen rezonabil pentru formularea amendamentelor la proiectul legii contestate, acțiunile acestuia nu s-au încadrat în marja lui discreționară în domeniul organizării procedurilor parlamentare. Așadar, pentru că la adoptarea legii contestate, Parlamentul nu a asigurat un echilibru corect între dreptul deputaților de a formula amendamente la proiectele de legi și principiul autonomiei parlamentare, Curtea a reținut că legea contestată contravine articolului 73 din Constituție. În redactarea legii contestate, articolul 21, aliniat 2 din legea insolvabilității, prevedea că instanța de insolvabilitate soluționează cererea introductivă prin emiterea unei încheieri, în termen de 20 de zile de la depunere. Aliniatul 5 al aceluiași articol stabilește că prin încheierea de admitere a cererii introductive, instanța de insolvabilitate dispune punerea sub observația debitorului, desemnează un administrator provizoriu și aplică măsuri de asigurare a creanțelor creditorilor. De asemenea, în redactarea legii contestate, articolul 28, aliniat 1 din legea insolvabilității, stabilea că până la emiterea încheierii de admitere a cererii introductive spre examinare, în decursul a 3 zile lucrătoare de la primirea cererii introductive înaintate de creditor, instanța de insolvabilitate trebuie să expedieze debitorului cererea în copie pentru a-și prezenta poziția procesuală printr-o referință.
În cel mult 10 zile de la primirea copiei de pe cererea introductivă, debitorul trebuia să-i prezinte instanței de insolvabilitate o referință la cererea introductivă, prin care contestă sau recunoaște existența stării de insolvabilitate. Curtea a reținut că soluția legislativă contestată este una deficitară pentru că instituie obligația instanței de insolvabilitate de a întreprinde acțiuni procesuale până la admiterea cauzei în proprie procedură. De asemenea, prevederile contestate sunt deficitare deoarece stabilesc obligația de a informa debitorul despre depunerea unei cereri introductive împotriva sa până la aplicarea măsurilor de asigurare. De asemenea, prevederile contestate sunt deficitare deoarece stabilesc un termen mare pentru soluționarea admiterii cererii introductive de către instanța de insolvabilitate. Prin urmare, prevederile respective puteau compromite executarea creanțelor în procesele de insolvabilitate și puteau fi folosite contrar intereselor patrimoniale ale creditorilor. Curtea a conchis că măsurile legislative în discuție diminuează efectivitatea procedurii de insolvabilitate și nu corespund obligației pozitive a statului de a pune la dispoziția creditorilor mecanisme juridice apte să asigure recuperarea creanțelor. Prin urmare, unele modificări operate prin legea contestată sunt contrare și articolelor 20 și 46 din Constituție. Soluția Curții a constat în declararea neconstituționalității legii numărul 252 din 16 decembrie 2020 privind modificarea legii insolvabilității numărul 149, fracție 2012, și în revigorarea prevederilor legii insolvabilității numărul 149 din 29 iunie 2012, în redactarea anterioară legii numărul 252 din 16 decembrie 2020, care a fost declarată neconstituțională. Vă mulțumesc! O zi bună!